Este. Asta e judecătoare? Nu. Ia să vezi, eu sunt și eu. Ia mi-e să mă gheanta mea. Eu vreau să iau dosarul, să te prăpădești de râs. Ce-a făcut mentul cu pașa? S-a spus, am două dosare de astea. Înțeles? Am zis, vezi, o trebuie să pe adresă care eu nu trăiesc. Așa? Da. Cine? Nu, pașa, pașa. Pașa, o trebuie să pe adresă, pașa cu mentul moldovanul Tudor. Și-o dogovorit. Cum să-mi pui mie amendă? Și mi-a pus amendă și mi-a trimis pe adresă care eu nu trăiesc. A, rezultatul e decis. Și, da, s-a venit înapoi procesul verbal la dânsii și el l-a trimis mai departe la executorul judecătoresc, la Florești. Combinație. Combinație, da. Eu executorul judecătoresc, din cuvea de o la armărie și s-a temut și l-a trimis la cititoradu. Când mi par trei amendă, eu nu înțeleg de unde, trei contravenții. Nu înțeleg de unde. Mafie, da. Vin și caut aici. Acum... Când ai citit? Poți duci ca și pe masă. Da, da, liber. Și știți trece, la amândoi la nouă. N-a și eu la clima de și eu la și eu la nouă, și eu la nouă. Dar nu ziua textul ăla, mai interesant. Am trei. Trei e unul la ora trei. Ziua textul mai este? Este, eu te o azi am la ora trei. Da, eu. Am și arăt eu. De că uitați-vă, chepurile, chepurile, îi colapsă în justiție. Chipurile, e colaps în justiție. E colaps în justiție, oameni buni. Să luăm decizii pe loc. Ia uite. Răsișca, agenda scoată. Eu îl aștept pe așa Nicolae. Dar până la duce nu mă lăs. Cum se scula Natalia Rus? Scula în pișoare și duce la avocat. Așa și tu ai mai spus și eu. Ia câte mă, sunt oameni buni. Eu la ora 9 am la Clevade, 507. Clevade, 10-30 am la Bălț, la ora 3. La Jetă Chistol am 3. 3 2 1 și încă 1. Tot la ora 3. Nici măcar nu am pus. 3-30, 3, da. Eu văd și eu făcut 2-1, înțelegi? Două amenzi, eu pus într-unul. La pachet. La pachet, da. Da, și o la armărie și o fabricăm. Da, ia uitați-vă, da. Ia uite pe mâini, ia câte uitați-vă pe mâini deja. Nimeni la strielcă, oara nouă, eu îmi prăjești. Le-am pus o cerere, oara nouă, jos, dar ei spun că e în sistem, e colaps. Că nici dacă e colaps, oameni buni, ei dorm până de nează. Nimeni nu-i la lucru, ia câte uite. Natalia Clevade, pentru mătăsarul la nouă, pentru mine la nouă, unii lume. Au rămas în țară mătăsarul Șolaru. E foarte distribuit, că e foarte interesant, că nici nu ne-am gândit. Măcar dacă el are a lui, eu am a mea, le-am gândit că intră mătăsarul până dimineața. Nimeni pe coridor, oameni buni. Ducem ședință, da. E de râs și e de plâns. Băi, Litvinenco, băi, care-i colaps în justiție? Asta ca să le dea la... Repede să le dea la toți judecătorii pe viață. Colaps în justiție, n-are cine duce dosarele. Înțeles? Colaps, oameni buni, nu-i nimeni a distribuit. Asta e judecătoria Buicani, asta e penală. Dar de ce a primit salarii? Dar cum salarii, da? La ora 4 deja nu-i nimeni aici. Poți mai rămâi pe undeva, da. Da. Eu v-am arătat la ora 5 la curte de apel, eu și Igor Popa. Și mai mult nimeni. Da, da. Da. Doamne ferește. Azi mai strial ca și la privadă. Preciz? Deci, colaps în justiție. Se începe de la 501, de la 501, etajul 5, se termină 530. Ia-o-te-te, nu, nu, nu. 500 în capăt se termină. 533, mă tincă. 500, nu, 540 se termină. 533 e Cazacliu, care e mai încoace. Lilia Lupașcu mei departe. 433, 533, da, așa e. E, Doamne ferește, cât cabinete? Au cabinete curate, lunină, plătim. De-am să termină pandemie, de-ai tot ține spiritul pe masă. Neacă. La ora 10 fix începe ședința. Da, da. 3 minute. E că vreau să iau dosarul, să-l cunoștem cu dosarul. Să vadă lumea și dosarul am eu. Dați-mi dosarul, vă rog frumos, la ora 10, care l-am eu la armărie. Dați-mi dosarul. Dați-mi 3 minute, ne-a rămas. Eu la ora 9 m-ați chemat, eu sunt aici. Hai. Lucrați, nu vă faceți a lucra. Unii judecătoare Clevade, este pe loc? Da, ia câte o, ia are cabinetul, vedeți acolo, mai are o ușă acolo, mai are un cabinet. E că le-am pus o cerere să filmez, că e Nicolae Pașa,
Tu înțelegi? Nicolae, pe așa cu mentul, fabrica, dar trebuie să te prăpădești de râs și, și dosar. Vino ca și uite. Completați. Completez la urmă, după ce fac cunoștință. Aici e nostru dosar. Domnul Anatol. Unde e dosarul? Aici e cu levad, cu... Ia Cătălie. Am uși să ne-o sun ca cu mine. E Doamne ferește și... și dați-mi dosarul și-al cu pașa, care l-am la dumneavoastră. Avem alt ședință, dați-mi dosarul și-al cu pașa. Aici nu. Dați-mi dosarul cu pașa, aici este dosarul care este mult la ora, nu? Dați-mi dosarul cu pașa. Dați-mi-l. E că stăvălește și care spuneau că noi n-am luptat pe timpul lui Plăhătniuc. Stăvălește din 2018 și dosarul ăsta. Ia câtă-l-i. Din 2018. Bătuți pe la... Aute, Maria Tertea, judecătoarea cei care cuprins-o cu 16.000 de euro. Maria Tertea. Ia câtă-l-i. S-a bătut joc care cum a vrut de dosarul ăsta. Este din 2018. Mătăsarul, vină cu așa dosarul nostru. Ia uite-l. Ia uite-l dosarul. Ia uite-l, Maria Tertea, lipădătura și ea. Maria Tertea și eu. A, păi, dar eu dus dosarul ăsta și nu. Ai luat la decizie? Dar și nu ți-ai minte. Ia uite-l, ăsta e nostru. Da, cu Lady Gaga, este nostru. Aici și-i pronunțare numai. Să nu, dosarul. Dați dosarul. Cunoștință, vedeți? Deci nici nu aici face cunoștință, aici e de râsul găinilor. Și-au făcut menții la pachet. Șefciuc, da, Cristina, da. 18. 2019, 2019, când era, când era protestele, 2019, plăcile, ia că atunci noi am fost bătuți, ia că dosarul. Și că atunci, da. 22, 3 ani de zile. Stăvălește, când instanță, ca să treacă termenul de prescripție. Nu, o, așa e de bine. Olar Maria. Trebuie de dus Crăciun în coș. El e domnul Mătăsăru. Olar Maria Serafim. 220167. Târgoviște 7V. Da.
Mă tăsă următoare. 22. 22 la 1870. 6.5. 64, da. Apartamentul 20. Nu sunt. Nu. Da. Nu trebuie să dacă agent constructorul de post cere în lipsa lui, posibilitățile de Crăciun. Ultimul s-a prezentat la curte de apel, adică a fost accesibil. Acum eu nu înțeleg de ce eu nu. Nu știu. Deci rămân la discreția instanței. La fel, susțin. Aș vrea să fie aici Crăciun, dar vedeți că noi suntem purtați pe drumuri, dar ei stau toți de nimersi. Nu se prezintă, nu mai iau amenzi, nu mai iau eu catare. Da, este clar. Da. Pentru mine e bine. Sau la 16:30. E bine, tot ziua liberă. Mai dimineață ca să... 24 mai la 9:30. La 9:30, da? Dați-mi, vă rog frumos, dosarul. Stai bine cu secunde. Nu, 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 să vorbesc cu... Rap de două secunde să vedeți și dosarul așa. Eu stai așa, nu. Da, stai așa. Da, stai așa. Nu, nu, aștept un dosar. E că aici trebuie să de apucat așa de fund. Cred că să-l dau la Picicops cu dosarul ăsta. Poșa Nicolae. La pijă, pe loc, da. Executor, executoresc. Mai mare, da. Mai mare bandit ca dânsul. Executorii și autorități și Mașevaca. Că eu știu, Mașevaca procurorii. Conflicătorii, da. Interesant că nu dai dosarul să duci și acolo. Nu știu când s-a apucat de lucru poliția. Că eu nu știu ce urgent e chemat, că nu sunt toți. Dați-mi dosarul. Când și noi? Eu am de dus mai departe, eu nu știu cu ședință toată ziua. La mine cartea asta e... Eu vă lăs aici. Vă lăs buletinul. Nu, ies în nicio parte din sală. Dați-mi-l încoace, eu îi fac ședința, dar eu îmi fac dosarul meu. Dați-mi. Îi fac ședința, dar eu îmi fac dosarul meu. Corect. Toți, da. Dumneavoastră, toți împreună. Da. Ia uite aici. Uite aici, țălă. Țălă. Țălă și uite. Uite cum se face. Scăp și n-am mai văd. Al vieți, îl așteptăm. N-am mai văd. Uite aici, al îi să-l găsești. Uite aici. Nu să-l găsești. Uite aici, ce-mi scrie. Satul cu Crește de jos. Mi-a trimis pe o adresă greșită.
înțelegi? Care e actele. Actele, procesul verbal, pe adresă greșită, îl vezi? Da, și citești și spune pe așa. Citești procesul. Da, bună, e de explicația lui Sergiu Acuris, e pe ce citești? Da. Nu ce-a constatat mentul. Nică, uite, mentul constatat, o făcut, o trimis pe adresă. Dar eu știu, ia actele, uite mai departe. Plângere, așa -i? Da, da. Unde e semnătura lui în 312? Unde e semnătura lui în 312? Aveți dosare face? Dar pe făcut la pachet de este 76. Dar ce tu nu-l dai pagina? Ține. Nu, dar să trimiți pe adresă greșită. Tot e bombe. Că e munță aici. Aici sunt munță? Așa hai, deschidem cu tot. Noi suntem mulți. Da. Încă așteptăm pentru doar. E ca așa dosar contravențional. Ce să fac eu mă cu dânsul? Ce să fac eu mă cu dânsul? Uitați-vă. Trimite mentul. Valentin Cucoș, ia câtele. Valentin Cucoș. Tăți trimite pe adresă greșită. O capsază și o trimite pe adresă greșită. Satul Cucurește de jos. Eu în viață n-am trăit acolo. Cum mentul s-a uitat în baza de date? Și-a văzut satul Cucurește de jos, că eu trăiesc Târgoviști 7V, din 2010. Dar el e făcut acum, 2021. Moldovană, ia câtă-i. Mentul se numește... E mentul, da, da, este mentul, că să mă poartă pe mine pe drumuri. Ei și, ei și, nu merită... Caz de față, agent constatator. Da, cum, da, acuz, minimă parte pe drumuri, agent constatator, el nu trebuie pedepsit? Ce faci, oare? Contestați acțiunii din instanță de judecată, la procuror, independență, care... Corect, așa să-și fac. Urmează a fi calificat. Da. Depinde și... E că aici, da. Verbal, încheiere, da, da, dar eu trebuie să mă port pe drumuri. Dar lumea, câtă lume se poartă pe drumuri, dar cum? Dar agentul nu trebuie pedepsit? Transportul, cum o să facă bani pe asta? Da, necătări. O pus și-o vrut. Da, pasa Nicolae, nu se înscălește în baza 312. Dar cum dă el? Cum el devine victimă? Cum devine victimă? Hm? Nu trebuie pedepsit pasa Nicolae? Nu? Da cum, așa? Am scris o plângere și nu am treabă. Victima este persoana care a depus doar plângerea. Corect. Partea vătămată este cel care a fost recunoscut în ordonanță. Deja, și aia, când la partea vătămată, să știi prin întâmpinat. Dar cum e de pus o plângere acolo? Și merge. Și fabricare, și merge. Trebuie să fie frumos. Ia să vedem cum ar să vină pașa Nicolae în coș. Dar să vină cum e din capul lui. Nu câte-l. Data de 14.03, e că du-ți și te poartă pe drumuri. Că așa vor ei, sistemul ăsta corupt, banditesc, 26.03.2021. Dacă am să vedem ce o să facă el.